Bine v-am regăsit, dragilor! Bine vă revăd și pe voi, băieții mei! Cum merge treaba? Cum a mers weekendul pentru voi? Sunt tare curioasă! Bune și curele! Hai să vorbim de ale noastre atunci, hai să încercăm să mai povestim ceva. Da, păi ce să... A fost un weekend cu ups and downs, așa, nu doar pentru noi, cam pentru toată lumea. Mai învață-ne ceva, mai dă-ne o strategie. Da, da, învățăm și ceva. Ce să facem? Ne chinuim acolo să rămânem în sfera de profit. Mă uitam acum pe top recomandări, deși au ieșit două, am pierdut trei. Suntem în continuare pe plus acolo, avem un yield de 7%, de când am început de asta vară să-l ținem. Suntem totuși pe drumul cel bun. Știi cum e, în cariera oricărui parior apar și perioade bune și perioade proaste. Toți care pariază văd, adică nu poți să spui că ești total pe din afară. Cel mai important este să avem o disciplină și asta învăț eu mereu pe cei care mă urmăresc, să aibă o disciplină în ceea ce ține de administrarea bugetului, de bankroll management. Și uite, astăzi chiar, nu știu, așa s-a nimerit, m-am gândit să arăt niște plusuri și minusuri ale unor strategii progresive, da, cu miză progresivă, pentru că sunt mai mulți care consideră că dacă dublează miza după ce au pierdut un pariu, o recuperează, sau sunt și alte strategii de ajustarea mizei în funcție de pariurile pierdute anterior, astfel încât să recuperăm. Sunt niște săbi cu două tăișuri și o să vă arăt exact de ce sunt cu două tăișuri, pentru că dacă nu suntem atenți, putem să ne expunem bankroll-ul destul de mult. Haideți că o să dau drumul la ecran să vă arăt un Excel destul de simplu pe care îl puteți face și voi. Și să știți la ce riscuri vă expuneți, da? Pentru că sunt unii care abordează doar teoretic aceste situații, n-au fost puși niciodată în situația în care chiar săriște atâția bani, dar eu vreau să vă arăt la ce vă puteți aștepta, pentru că întotdeauna dacă vă faceți, nu știu, din pix, din creion, anumite scenarii, puteți să știți, băi, dacă pierd 5 pariuri, uite la cât ajung. Hai că dau eu drumul la ecran acum și vedem exact despre ce vorbim. Bun, din punctul meu de vedere, Martingale. Ați auzit de acest nume, sunt convins. Dacă n-ați auzit, acesta presupune dublarea mizei dacă pariul anterior este pierdut. Sunt mulți care cred că pot da lovitura cu această strategie dacă joacă pe, de obicei, pe rezultatele de egalitate care au cote mai mari decât 3. Dar sunt și unii pariori, din păcate, care nu înțeleg aceste riscuri ale dublării mizei și o să le arăt eu fix acum. Dacă se joacă la cote mai mici de 2 sau chiar la cotă 2, uitați, dacă pun aici cotă 2 și miza, să zicem că plecăm de la 100 de lei. Gândiți-vă, uitați, aici calculează foarte simplu, sunt niște formule basic. Dacă avem un câștig la o cotă de 2 cu o miză de 100 de lei, câștigăm 200 de lei, profitul e 100 de lei. Este foarte simplu, da? E bun, dacă este pierdut, trag aici în jos, uitați, sunt 10 pariuri. Dacă este pierdut, mergem pe următorul cu miza de 200 de lei. Dacă este și acela pierdut, pentru că pot apărea și secvențe proaste destul de multe, pot fi 5 pariuri la rând pierdute, 6, 7, 10, există posibilitatea asta și la cote de 2. Nu este chiar așa ușor. Uitați-vă la cât ajunge miza voastră, da? Și cât este pierderea acumulată. Adică dacă noi după 4 pariuri tot dublăm miza, avem 800 cu 400, cu 200, cu 100, 1500 de lei în minus. Pe următorul pariu mizăm 1600 de lei. Dacă îl câștigăm, avem 3200 de lei câștig și dacă scădem pierderea acumulată de 3100 de lei, vedem că avem un profit de 100 de lei, dar noi am riscat până în acel moment 3100 de lei. Da? Nu știu dacă este
rentabil. Din punctul meu de vedere, nu este rentabil să aplicați această strategie pe cote 2. Dacă mergeți și pe cote mai jos de 2, gândindu-vă că, vezi, domnule, e mai ușor să prinzi din moment ce cota e mai mică, uite, 1.80. Am văzut pe cineva care joacă martingale pe 1.80. Este o prostie, din punctul meu de vedere, și uitați-vă și voi să vă convingeți că este o prostie. Dacă după 5 pariuri am pierdut, da, la rând 1.80, uitați-vă un pic. Avem 3.100 de lei mizați, da, în condițiile în care vom câștiga 2.880 de lei. Deci noi suntem pe minus. Minus 220 de lei, pentru că am tot dublat miza după 5 pariuri la cota aproximativă 1.80. Uitați-vă ce se întâmplă după 10 pariuri. Doamne ferește să ajungeți în situația aceasta. În schimb, la cotă, hai să zicem 3, ca să nu... Na, 3, 3.50, poftim, putem pune aici orice... orice valoare vrem noi, dacă se joacă pe rezultatele de egalitate, da? Na, după 5 pariuri putem ieși în profit cu 2500 de lei, da? Având în vedere că noi am riscat până atunci 3100 de lei. Amintiți-vă că pornim de la miza inițială de 100 de lei, nu mai mult, 100 de lei. Dacă pornim de la o miză inițială de 200 de lei, asta se practic se dublează. Uitați-vă ce se întâmplă la 250 de lei miza inițială, da? Ca să știți la ce scenarii să vă așteptați. Și mai este o strategie, aceea cu profitul targetat, da? Profitul targetat și adaptarea mizei pe următorul pariu în funcție de ce s-a întâmplat cu pariul anterior. Dacă s-a pierdut, căutăm să recuperăm miza și să câștigăm și profitul acela targetat. Și am zis eu aici să presupunem că vrem să câștigăm 100 de lei pe pariu. Da? Că sunt oameni care zic, domnule, eu vreau să câștig 100 de lei pe zi și mi-ajunge ori 30 de zile, sunt 3000 de lei într-o lună. Ok. Profitul targetat este 100 de lei. Ni se calculează miza pariului în funcție de cotă. Dacă eu joc la 1.7, totul este ca exemplu, uitați-vă, miza mea este 143 de lei pe primul pariu, astfel încât să câștig 243 de lei minus 100, minus 143 miza, avem profitul acela targetat de 100 de lei. Dar, dacă este pierdut acest pariu, pe următorul pariu, deja miza noastră este de 243, da? Și aici să zicem că punem 1.6. Dacă se pierde și acesta, poate jucăm al treilea pariu la o cotă de 2. Și tot așa, uitați-vă că aici se modifică toate sumele, astfel încât să ajungem noi la acel profit targetat de 100 de lei. Puteți pune aici absolut orice valori vreți voi. Aici rețineți, cu cât este cota mai mare, cu atât miza este mai mică. Deci automat, dacă eu vreau să câștig 100 de lei și joc la cotă 4, normal, miza mea va fi doar de 33 de lei. Da? Dacă joc la o cotă mai mică, dacă eu joc la cotă 1.25 și vreau să câștig 100 de lei, automat miza mea trebuie să fie 400 de lei, ori 1.25 este 500 de lei, minus miza 100 de lei și tot așa. Deci, important este să știți să vă ajustați bankroll-ul astfel încât să știți până unde vă puteți duce cu o secvență, o posibilă secvență pierzătoare. Pentru că dacă pierdeți 4 pariuri la, nu știu, hai să punem 1.50, da? 1.50, o cotă relativ ușor de prins, dar nu de fiecare dată. Dacă pierdeți 4 pariuri, deja următoarea miză este de 8.100 de lei la cotă 1.50. Voi trageți concluziile, voi știți cum jucați, eu mi-am făcut datoria să vă arăt la ce riscuri vă expuneți și să știți foarte bine dinainte care sunt pericolele acestor strategii cu miză progresivă. Da? Sunt unele dintre cele mai populare. Așa mai există și Fibonacci și Belanger și găsiți pe internet tot felul de strategii scoase de matematicieni și care pot fi aplicate în pariuri sportive, în cazino, în orice vreți voi. Da,
Interesant, nu, domnul Adi? N-am învățat la școală asta. Da. Te învăț eu. Uite, te uiți pe YouTube la Bursa Pariu, da, dai stop acolo, te uiți pe formule și gata. Hai să discutăm despre meciuri. Avem din nou meciuri interesante și sper să avem și pronosticuri un pic mai reușite de data asta. Sper eu la minim 4 din 5. De data asta zic eu să le luăm în ordine cronologică, în funcție de când se desfășoară meciurile. Nu mai începem cu Premier League, ca să nu zică lumea că iau temă ăsta, e îndrăgostit de Premier League. Nici nu avem Premier League astăzi. Da. Avem. Bun. Primul meci despre care discutăm este vineri seară și este un meci foarte interesant. FC Porto cu Benfica de la 22:15 în campionatul Portugaliei. Mai transmite cineva? Cred că nimeni. Păcat. Măi, eu văzusem pe ceva posturi de astea, dar anul trecut. Mie îmi strânește amintiri superbe acest derby. Comentam la Sport 1. Da, dar oamenii se pot uita că este streaming live pe Betfair. Okay. Intră acolo, se loghează în cont, dau pe meci și uite, văd. Încă o informație. Streaming live. Da. Super meci. Mutat vinerea, pentru că cele două formații vor juca meciuri importante în Champions League. Trebuie să ținem cont și de asta când vorbim despre această partidă. Pentru că ambele, mă uitam, sunt primele două clasate. Porto locul 2 în prima ligă portugheză, Benfica locul 1 după 9 etape. Diferența o face o partidă pierdută de Porto cu Rio Ave în deplasare 1-3. Echipă pe care Benfica tocmai ce-a bătut-o 4-2 în ultima etapă. Este cel mai mare derby din Portugalia. Sunt echipele care domină de 100 de ani campionatul Portugaliei. Echipele care s-au bătut cu toate mijloacele, mai și neortodoxe și tot pentru supremație în Portugalia. Porto stă bine la mijloacele pe teren propriu. Mă uitam că Benfica are în ultimii 17 ani doar două victorii de plasare pe Dragao sau pe stadionul lui Porto, că nu s-a numit Dragao dintotdeauna, de-abia din 2004. Și asta spuneam că joacă în deplasare cu Bruges, în acea grupă nebună. Bruges are 10 puncte, Porto e foarte bine poziționat. E locul 2 cu 6 puncte, Atletico Madrid 4 și Bayer Leverkusen sunt 3. Deci, altă parte, Benfica e pe 2 după PSG 8 puncte. Juve și Haifa. Deci ambele au șanse să califice în primăvară. Acum își pot menaja jucători, dar nu cred pentru asemenea meci. Zic că Porto pleacă... Cum o să menajezi pentru asemenea meci? Păi nu. Dar te gândești că de aici vin bani mulți din Champions League. Eu de-aia am divagat un pic și m-am dus pe Champions League. Zic că sunt importante și să stau bine. N-am auzit... Da. Ultimul meci aici a fost anul trecut în noiembrie, 3-1 Porto. Am spus, nu se simte bine. Ceva de 1800... Nu, dar a zis că... Da? A zis ceva apropo. Primul că... 1912, dar e primul meci. A fost Benfica, Porto-Benfica 2-8 a fost adică. Mă spun și scorul. Da. Păi o să caute să răzbunești. Nu o să mai... Da. Deci 1912. O să ai surpriză la Slavia cu... Am zis înainte ceva. Da, uite, mă uitam că Benfica nu îl poate folosi pe David Nereș. Da. Jucătorul lui Ajax. 5 victorii consecutive, FC Porto în toate competițiile, ultimele 4 au fost fără gol încasat cu clean sheet. Mamă, mamă, ia, sunt nebuni. Da, 15-2 gol averajul lui Porto în meciurile jucate de acasă în acest campionat. Benfica a marcat doar 5 goluri în cele 4 deplasări, deci nu e chiar așa rău. Desperie. 17,88 ocazii de gol per meci și a creat FC Porto în acest sezon. Mă uit că Benfica parcă e în pierdere de turație așa un pic. A câștigat un singur meci în ultimele 5 disputate, inclusiv o remiză cu Modesta Caldas în Cupa Portugaliei. Mi-a obosit PSG-ul. Da. Da, da. Asta acolo am prins cota 5 măcar. Și eu, dar am luat că marchează Benfica. Bun, bun. Da, hai să vedem. Recomandarea mea, să știți, pentru acest meci este... Un pariu de tip pro pe victoria lui FC Porto în handicap asiatic 0 la cotă 1.75 în exchange, ceea ce înseamnă că dacă se termină egal, luăm banii înapoi. Deci am jucat un pic mai safe, nu solist pe Porto. Da, 1.75 eu zic că este destul de bun. Hai să vedem, poate îl bifăm. Nu văd eu să bată Benfica acum în deplasare. Nu e. Da, următorul meci sâmbătă ora 19:30, Chelsea-Manchester United, meci pentru care aveți, ca de obicei, pregătit un pariu gratuit, fără depunere, valabil pentru toți clienții pe Betfair Sportsbook, pentru pariurile combinate din minim două evenimente, din minim două selecții din cadrul acestui meci, puteți spune și 20 dacă vreți. Ia cu tare cartonaș.
100 de cornere și tot așa. Ia zi, domnul Adi. Dar nu ne mai ține cu sufletul la gură, zine când a fost primul meci. O săptămână, 1905. Așa. Destul de târziu. O săptămână plină numai de derbiuri în Anglia. Și vorbim de rezultate. Mă uitam aseară. 1-0, 1-0, 0-0. Noroc că a dat Manchester United 2-0. În rest, s-a terminat ca Italia în anii 70. Premier League. Da? Și numai derbiuri au fost. Și Liverpool cu City s-a terminat tot 1-0. Zgârcite echipele astea de vreo săptămână. Sunt supărat. Chelsea locul 4, Manchester United locul 5. De la acea înfrângere cu City 3-6, echipa și-a revenit. 4 victorii plus un rezultat de egalitate. Chelsea a mers bine după schimbarea antrenorului, doar că s-a încurcat exact ce spuneam, aseară cu Brentford 0-0. Cu Brentford e Brentford. Brentford, echipa super aia plină Brentford de matematicieni. Deci ea joacă numai pe schema dată înainte de meci. Jucați așa ca așa trebuie, da. Ultimele două sezoane, mă uitam pe rezultatele directe, au fost 2 de 0-0 și 2 de 1-1. Deci s-au cam neutralizat. Ultimul succes al lui Chelsea acasă, pentru că se joacă 2007. Pe Stamford Bridge, 2017, 5 noiembrie, a dat domnul Morata cu metru 55. Da. Au câțiva jucători accidentați, mă uitam așa pe listă, bine, mai vechi, Rhys James, care se pare că ratează și campionatul mondial, Kanté la fel, Fofana, care venise cu Sule și Tâmițe la un fundaj bun al lui Chelsea. E bun, deci, în altă parte, e bun în FIFA. Da, da. Deci, altă parte, la United lipsește Maguire, accidentat. El e accidentat de când a venit la United. Păi nu cred că se supără lumea. Da, nu se supără nimeni. Dacă nu era accidentat, cred că tot lipsea. Da, Juan Bissaka, dar e soluție pe flancul drept. Martial, el era bun acolo, măcar revizia a doua și tot era... Bă, dar Cristiano mai suportă? Cristiano... Nu, că a plecat la vestiare, Dan. Am văzut că a terminat. În minutul 87, sau nu știu cum. L-a scos la încălzire. Da, mă, nu. Și eu plecam. Zici? Serios, trei varvo, stai, ditai Cristiano Ronaldo, era... te ia la mișto. Scarlatache, garăcizat. Ia dă-i mă drumul la încălzire, hai mă, gata, du-te la... S-a scoat în weekend, când l-a schivat în minutul 72. Da, tăteai iar dâncă. Așa făcea. Urât. Pe bancă. Dacă a rămas acolo, trebuia să ducă la Borussia Dortmund, unde a fost la un pas să ajungă. Mamă, ce mișto era. Da, da, da. Acolo sunt foarte aproape. În fine. Da, în fine. Domnul Cătălin. Da, bă, nu știu, ați văzut faza asta de la ultimul meci de la Brentford cu Chelsea, ce au făcut ăștia de la Premier League? Înainte de meci au adus antrenorii și pe Harry Potter, cum zice, așa, și pe danezul de la Brentford și i-au pus acolo la discuții, știi, prin meci și i-au pus să-și ia interviu unul altuia, să-și pună câte o întrebare, știi? Da, și ăsta l-a întrebat pe Potter de ce schimbă formulele așa des, știi? Și ăla, na, good question, nu știu ce, după aia să-l întrebe și el, știi? Care e diferența pentru tine între Championship și Premier League, știi? Dar foarte mișto, n-am mai văzut asta până acum, știi? Să se întrebe antrenorii înainte de meci. Au vrut. Ia, bă, de ce joci tu așa, mă? Nu ți-e rușine? Da. Referitor la meciul ăsta... Chelsea și Manchester au ofensive identice în acest sezon, câte 15 goluri marcate, la egalitate perfectă și la capitolul ocazii de gol, medii 12,5 per partidă. Văd că nici Chelsea, nici United nu au vreun fotbalist cu mai mult de 3 goluri marcate în acest campionat. 59 de rezultate de egalitate s-au înregistrat în istorie între Chelsea și Manchester United în 191 de meciuri directe. Zi, dacă te așteptai să o dau eu pe asta cu, din 1902. United conduce cu 78 de victorii. Da. Fii atent, ultimele 4 meciuri directe dintre Chelsea și United s-au terminat la egalitate. Ce crezi că o să pariez? Ce crezi că o să pariez eu? Uimește-ne! Păi, trebuie ținut cont de forma de moment. Da, păi țin cont de forma de moment și exact asta văd pe meciul ăsta. Egal? O cotă de minim 3,65 pentru egalitate la final de partidă, 3,65 în exchange. Vă dați seama, cu asta facem un trading foarte frumos, dacă ne ajută meciul. Adică... Cu ambele marchează sau? Nu știu, nici mă interesează. Poate să fie și 0-0, că mă ajută și mai mult. Dacă e egal în minutul 70, la fel ca și în episodul trecut, cum am făcut cu Torino cu Juve. Le-am postat la băieții în minutul 72, gata, băieții, am ieșit din trade, avem cotă mai mare de 2, adică avem profitul dublat pentru ceea ce am făcut. În minutul 75 a dat Vlahovic gol. Inspirat. Că da, am zis că cum mă lăsam. Deci nu, mă urcam în avion și...
dădeam o bombă la Torino dacă vă băteau și aia. Da, deci țineți minte, eu urmăresc să fac trade pe această cotă de 3.65 dacă ne ajută meciul, dacă se dă gol prea repede și nu se egalează, aia e, las așa. Dar pentru a fi la curent cu decizia mea, trebuie neapărat să faceți parte din grupul meu de Telegram, unde postez live în timp real toate deciziile pe care le iau. Dacă nu sunteți încă în grupul gratuit de Telegram, aveți linkul în descriere și în secțiunea de comentarii. Intrați acolo să facem spectacol. Sâmbătă la 22, după acest meci, numai bine s-au pus, Real Madrid cu Sevilla. Liderii cu răniții, ca să parafrazăm așa un proverb mai vechi. Real Madrid, după victoria cu Barcelona, au dat pe primul loc la clasamentul din La Liga, 28 de puncte, sunt neînviși. De ce? Treci peste. Neînviși din 8 mai, de la o înfrângere în deplasare cu Atletico, 0-1. Așa, Sevilla, schimba și antrenorul, se pare că degeaba, o singură victorie în ultimele 8 partide, vin după un 1-1 cu Valencia, alți răniți. Până la asta, numai din 2003-2004 nu au mai avut atât de puține șuturi la poartă. 10 goluri marcate, Sevilla. Deci au vreo, 25. Nu știu, foarte puține. Nici măcar încercări, adică... Nici un 0-0, atenție, în ultimii 15 ani. O singură victorie la Madrid-Sevilla în 2008-7 decembrie, 4-3. De atunci un singur egal. Mă uitam așa pe rezultate. Le-au dat Realul și 6-2, și 7-3, și 5-0. Realul care e destul de alternant așa în victorii. I-a dat 3 Barsei, dar doar un gol cu Getafe, un gol cu Osasuna, 4 cu Mallorca, 2 cu Leipzig. Am luat și din Champions League, acolo unde Realul joacă săptămâna viitoare de plasare cu Leipzig, iar Sevilla, uite și ea, uitasem că ea joacă Champions League, o vedeam pe locul 12, am crezut că nici măcar conferență n-a prins, dar echipă de Champions League. Și acolo s-a făcut de râs, joacă cu Copenhaga. De Sevilla, am spus, nu face nimic la Madrid de ani și ani de zile. La din 2008. Zic, nicio șansă. 2008, când au bătut cu 4-3. Da, ziceți voi așa de Sevilla, că vai, că hau, dar uite, de când a venit San Paulo, i-au dat gol în fiecare meci. Atât. Ai singurul punct pozitiv, așa este. Uite, 6 din cele 7 meciuri jucate de Real Madrid pe propriul teren în acest sezon au avut goluri în ambele porți. Fie că au jucat cu Osasuna, cu... Da. Au luat gol. Da. Precedentele 3 meciuri directe dintre Real și Sevilla au fost GG-uri. 2-2, 2-1, 3-2. Da. Să ne îndreptăm spre un GG. Benzema 11 goluri și 10 pase decisive în cele 27 de dispute contra lui FC Sevilla. Între emisiunea de săptămâna deci trebuie... și asta au luat și balonul între timp. Da, trebuie luat și în calcul ca și marcator, să vă uitați acolo pe piețele de marcator. Momentan, acum când filmăm, nu erau deschise, dar pun pariu că o să fie acolo. Deci... în capul listei. Da, recomandarea mea este un pariu de tip pro pe selecția ambele marchează pentru că e cota foarte bună, 1.91 în exchange, mai ales că Realul acasă, la stilul lor de joc, cred că o să-i convină un pic și Sevilliei, știi? Adică are mai multe șanse să marcheze cu Real Madrid, din punctul meu de vedere, decât cu o echipă care stă pe două linii în fața lor. Da, echipe reactive. Hau, hau! GG-ul 1.91. Duminică, ora 20, Slavia Praga, Sparta Praga. Și m-aș duce la Praga să văd meciul ăsta frumos. Aia, nu doar pentru meci te-ai duce tu, cum pariu. E și o bere acolo. Normal. Slavia, Sparta, locul 2 cu locul 3, pentru că locul 1 e ocupat de victoria Pâljen, da? Uitam la Slavia că a alternat în ultimele 5 etape victoriile cu înfrângerile. Pe lângă astea vin și înfrângerile cu CFR Cluj. Ala e material didactic. Cum poți să pierzi două meciuri când ataci în permanență, ai statistică de partea ta? Mă rog, 36 de goluri marcate în campionat, nu legând de alte competiții. Deci, altă parte, Sparta, 24 de goluri marcate, 11 primite, o înfrângere. Slavia are 3, dar are 8 victorii, în schimb. Cred că asta o scoate. Sezonul trecut 2-0 acasă la Slavia, 1-0 acasă pentru Sparta și au împărțit victoriile. Ultima victorie, Sparta în deplasare, 27 septembrie 2004. De atunci au avut 7 deplasări cu 4 victorii Slavia și 3 rezultate de egalitate. Mă uitam și pe... au câțiva accidentați și de la Slavia, pe Șeranțu, Slovac, Sevcic, Provod, Holes, Eduardo Santos, de cealaltă parte, Iangto, Creici, Pesec. Și Slavia o echipă cu 2 sau 3 stranieri. Nu mai sunt ca în anii trecuți. Sparta au
doi danezi pentru că au antrenor danez, în primul rând. Două echipe ofensive. Ofensive, a? Aia, că Slavia n-am în ultimele 5 etape, în 4 Slavia? Am casat gol, da, din, în două din astea 5 nici nu a marcat. Are 8 accidentați. Slavia. Da. Accidentați, are 36 de goluri, cel mai multe goluri din toată liga. Păi peste da, dar nu prea în ultima perioadă. E, se ia doar notișa de la Sparta. Și mă, și eu ce să pariez, mă, la ce vorbiți voi aici? Unu așa, unu așa. Da, capul tău, ce trebuie să te iei după noi? Uite, un singur meci din ultimele 5 directe disputate pe terenul Slaviei a fost GG. La aia mă gândeam, na. Vitorie la... În niciunul din ultimele 13 meciuri directe dintre Slavia și Sparta Praga nu s-au marcat mai mult de 3 goluri. Echipe ofensive, dar uite că cifrele zic altceva. Da, 11 goluri a încasat Sparta Praga în primele 12 runde, a doua cea mai bună defensivă din campionat. Slavia are a treia cea mai bună apărare, 12 goluri primite. Doar 3 goluri a încasat Slavia în cele 6 partide disputate pe teren propriu în acest sezon. Minusurile ofensive ale Slaviei Praga s-au văzut și în dubla cu CFR Cluj, domnul Adi, da. Din conference. 0-1 și 0-2 cu Dan Petrescu. Da, deci duce mingea în preajma careului, dar na, are probleme la finalizare. Sparta măcar a scăpat dintr-o 2 preliminar conferenț league de conferenț. Da, uite că Sparta, de exemplu, nu are un golgheter veritabil în sezonul ăsta. Cei mai buni marcatori în campionat sunt cum naiba să zic ăsta? Kvankara, Tsvankara, da. Nu? Tsvankara și Kuhta, da. Ambii cu câte 4. Da, recomandarea mea, să știți că e un pariu de tip pro pe selecția sub 3 goluri marcate în meci în regim asiatic. La o cotă de 1.75 în exchange, o lăsăm așa mai jos, dar ne acoperim totuși în cazul în care se dau fix 3 goluri, luăm miza înapoi. Eu totuși cred că o să fie un pic mai șah așa meciul ăsta, știi? Da, ultimul meci, duminică 21:45, AS Roma-Napoli. Mamă, abia aștept să-l văd pe ăsta. O echipă care ce să închide Roma, i-am comentat cu Sampdoria, au dat golul minutul 9 și la revedere, așa s-a terminat. Mourinho, na, ce da. Și Napoli e o echipă care a marcat 25 de goluri în această ediție de campionat. Am mai vorbit noi despre Napoli, care a scăpat de Mertes, de Insigne, au luat-o în reconstrucție și s-au trezit pe prima poziție a clasamentului din Serie A. Ultimul eșec în 24 aprilie, o deplasare cu Empoli 2-3. Au 10 victorii consecutive. 10 victorii. Nebunie și în Champions. Au obosit că le-am numărat, da. Ne învinge 3 etape Roma. Spuneam cu 1-0 deplasare cu Sampdoria. Sezonul trecut 0-0 la Roma și 1-1 la Napoli, apropo de ce vorbeam mai devreme. Da. Martie 2021, Roma-Napoli 0-2. Ultima victorie acum 3 sezoane pe teren propriu, în 2 noiembrie 2019, a fost 2-1. Dybala se știe că e accidentat, de cealaltă parte, Anguissa, jucător foarte important la mijlocul terenului pentru Napoli, da. Și Rahmani, kosovarul, care joacă în defensivă. Iar ca marcator, în afară de Varaselia, care a marcat de 5 ori, toți băieții se marchează. Politano 3, Simeone 2, Raspadori 1, a spart gheața și el, etapa trecută. El a marcat în Champions League. Da, a marcat în schimb în Champions League. Și Lozano 2 bucăți. Va juca cu Rangers, așa, dar se poate concentra pe meciul cu Roma. Meciul ușor săptămâna viitoare în Champions League. Păi ce mai, la ei în Champions League e cam rezolvată treaba. Adică își permit să rotească și să concentreze și pe campionat. Le permite parcursul de până acum. Important este să nu dea Roma prima. Dacă dă Roma prima... Tu ce-ți dorești de la meciul ăsta, Carmen? Peste 4,5. Mă mai interesează. Serios acum. Mă mai iau de alții. Eu să stai să mă târâi eu. Da, corect. Nu, mulțumesc. Lăsați. Așa e. Bun. Am și eu niște statistici, dar o să le vedeți pe site-ul Cota 2 într-un articol. Mai dau și camele de la UAP ca să le zic. Le băgăm acolo într-un articol ca să le citească cei pasionați de așa ceva. Recomandarea mea, să știți că e un pariu de tip pro pe victoria lui Napoli în handicap asiatic 0. E o cotă de minim 1.82 în exchange în momentul ăsta. Mi se pare brici. În cazul în care se termină la egalitate, știți foarte bine că luăm banii înapoi. Deci, cumva jucăm așa mai acoperit. Da, cota totuși e bună, 1.82, foarte bună. Dragii mei, concurs!
Ca de obicei, lăsați în comentarii pronosticurile voastre de tip 1X sau 2 pentru fiecare din cele 5 meciuri despre care am discutat. Există un fond de premiere, sunt 3 premii puse la bătaie, fiecare free bet de 300 de lei în contul Betfair pentru cei care vor da cele mai multe pronosticuri corecte. Și ca să nu mai fie confuzii, subliniez foarte clar, dacă sunt, nu știu, 3 sau mai mulți oameni, 4, 5, 6, 7, care dau 4 din 5 corecte, nu e nimeni cu 5 din 5, dacă sunt cu același număr de pronosticuri corecte, facem tragere la sorți. Dacă este unul singur cu 5 din 5 și mai mulți cu 4 din 5, doar acela va câștiga. Adică cei care dau cele mai multe pronosticuri corecte, cum a fost cazul în episodul trecut, când am avut un pariu foarte inspirat cu 5 din 5, a câștigat premiul, au fost mai mulți cu 4 din 5, dar ghinionul lor este că a fost cineva cu 5 din 5. Atunci când am avut mai mulți, am tras la sorți. Așa se va întâmpla și acum, că doar nu ne ținem noi bănuții. Da, challenge cota 2. Am ajuns la 50 câștigate și 44 pierdute. Am ratat dramatic în episodul trecut șansa de a lega 6 la rând verzi, după ce Valencia a fost egalată de modesta Elche. Bă, dar măcar am zis că o să fie domnul Cavani. Uite, a făcut dopieta acolo. Am zis că se dezlănțuie. Pentru pariul din acest weekend am mizat pe victoria lui Manchester City și minim 3 goluri înscrise în partida cu Brighton la cotă 1.55 și pe victoria lui Villarreal cu Almeria la cotă 1.32. Avem o cotă finală de 2.04 care la o primă vedere nu are cum să fie altfel decât câștigătoare. O să le dau un mail celor de la Betfair să-mi trimită banii în avans. Nu mai stăm până să joacă meciurile. Deja... Da, hai să vedem și la biletul etapei cum ne chinuim noi. Din nou, toată lumea a pierdut la un singur meci în episodul trecut. Carmen a ajuns la minus 239 de lei, eu la minus 198, Adi în continuare la plus 187. Noi doi avem de recuperat, Carmen, nu avem ce face. Așadar, de data asta, fiecare trebuie să dăm câte 2 meciuri până când ajungem să legăm, să punem mai multe. Carmen a mizat pe victoria lui Rayo Vallecano în partida cu Cadiz, cotă 1.70 și pe ambele marchează la West Ham cu Bournemouth, cotă 1.80. Așadar, o cotă finală de 3.06 pe biletul ei. Bun. Dacă ți iese Carmen ăsta, ești pe plus. Și arată bine. Ea, Carmen mereu joacă la cote destul de bune, așa, și pentru single. E curajos să faci. Da. Domnul Adi Dobre. A fost aproape și în episodul trecut, însă a fost nevoit să coboare și el la 2 meciuri acum, pentru acest weekend. Și a mers pe victoria lui Arsenal la Southampton, cotă 1.50. Ați auzit, da, domnul? Așa, a se nota. Apoi la o cotă de 1.60 pe CFR Cluj câștigă minim o repriză în derbiul cu U Cluj. Deci poate să și piardă CFR Cluj dacă va câștiga o singură repriză. Avem o cotă finală de 2.40 pe biletul lui Adi. Pentru cei care nu înțeleg, e foarte simplu. Dacă CFR Cluj pierde cu 7-1, dar a câștigat prima repriză. Dar e 7-0 la pauză și ei câștigă cu 1-0 repriza a doua, scorul final e 7-1, dar ei au câștigat o repriză, deci e clar, na, e câștigat. Da, un exemplu așa, mai tras de păr, dar ca idee, asta se întâmplă. Așa, și biletul meu e format tot din 2 meciuri, am jucat 2 soliști. Young Boys la cotă 1.40 cu Sion și Bordeaux în Liga a doua cu Annecy. 1.70, mi se pare cotă bună. Am o cotă finală de 2.38. Na, dacă nici ăsta nu e câștigător, atunci care să mai fie un câștigător? E, scrie clar și pe ăsta câștigător. Da, atât. Succes avem cu toții. Ia mare semnat. Succes, da. Succes, da. Vă mulțumim frumos că ne-ați fost alături și vă așteptăm și săptămâna viitoare la un nou episod din Bursa Pariurilor.